Florin Trif, tatăl a două eleve de la Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie, a reclamat faptul că fiicele sale au fost hărțuite pe internet de un coleg de școală. Incidentul a pornit în urmă cu două săptămâni, când fiica de clasa a 10-a lui Florin Trif s-a certat cu un coleg în timpul orei de dirigenție. În urma conflictului dintre cei doi, adolescentul a declanșat o serie de insulte pe rețelele de socializare, împotriva surorii mai mari și a familiei fetei cu care se certase. Tatăl elevelor s-a plâns direcțiunii, iar elevul a fost chemat să dea explicații și a cerut scuze, însă mai târziu au continuat pe internet jignirile adresate familiei fetei. Cred că mulți părinți sunt în situația în care sunt eu și au copii și suferă, dar probabil din rușine, din teamă, nu se implică în aceste lucruri. Aș face și mai departe un demers și să rog chiar direcțiunea școlii să aibă în vedere și aceste lucruri să nu se mai întâmple între elevii care îi iau în școli. Florin Trif spune că hărțuirea la care au fost supuse fiicele sale le-a afectat emoțional, iar direcțiunea nu a luat măsuri deocamdată. Incidentul dintre cei doi elevi va fi discutat în următoarea ședință a Consiliului Profesoral. Directorul Colegiului Aurel Vlaicu a propus sancționarea celor doi elevi. De asemenea, Mircea Ionică, directorul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Orăștie, a declarat că va propune ca elevii care se insultă pe paginile de socializare să fie sancționați de reprezentanții unității școlare. Potrivit acestuia, ultimele incidente care au avut loc în unitatea școlară au avut legătură cu postările elevilor pe paginile de socializare.